Asta este Oana egală cu ea, însă și ne-am obișnuit. Pe de altă parte, bun prilej de vorbe și de ipoteze pentru presă. Domne, că se întâmplă ceva, că hârcămâr, că hârcămâr. Hai să vedem însă ce spune și Marius. Marius, care o să vorbim despre treaba asta după, dacă voia să se afle, spuneam exact. Apropo de faptul că ar fi niște probleme între ei. Am spus în mare, nu este ceva concret. A spus o chestie, așa mi-a venit să o spun. Adică ea a spus că sunt niște diferențe de opinii. Nu este strict adresată către o persoană sau despre anumite întâmplări. Nu, nu are nicio treabă cu Ana, este doar o constatare. Nu e nimic concret, nu este ceva care să atingă altceva. Este o simplă postare. Bine, postările astea au și ele un... În mare, adică era băgat în mare sau în mare, no, discuția? Totul este mare, mică, important e să fie mărimea potrivită. Ideea este următoarea. Eu cred în continuare că Marius, în calitate de tată, este un tată absolut excepțional, o recunoaște și Oana. În momentul în care au avut acele momente de despărțire, Marius s-a întors pentru că, într-adevăr, echilibrul pe care îl are în viață este alături de Oana. Chit că Oana a fost și rămâne genul de om care are puncte de vedere, ți le spune verde în față, îți convine, nu-ți convine, asta e. Nu toată lumea poate să îngurgiteze lucrul acesta. Marius a încercat să-și învingă și el, ca să zic așa, proprii demoni, de care s-a povestit în presă, de care se aude tot mai puțin, dar sigur că da, nu este ușor pentru orice bărbat să ai o femeie care, sigur că da, are puncte de vedere puternici. Ea este cea care aduce cea mai mare cantitate de bani. Sigur că acum au afacere împreună. Așa că apar diferențe de păreri. Important este însă un singur lucru, că eu cred că pentru relații, uite ce relații, pentru despre relația cu Ana Roman, da, 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 perfect, bine, muncim, peste tot unde găsim loc și timp, în principiu este muncă. Despre vacanță, momentan, nu știu concret. Ei, împăcările au fost întotdeauna dulci și frumoase. Că vor mai exista diferențe de păreri este 100% cert. Doamnelor și domnilor, o poveste de viață absolut senzațională.